Dragi telespectatori, Doamne ajută, bun venit la o nouă emisiune pe HTV Live, la Lumina Ortodoxiei. O emisiune realizată în colaborare cu Centrul Cultural Misional Doxologie al Metropoliei Moldovei și Bucovinei. Fiecare dintre noi avem zile importante pe care le marcăm într-un fel sau altul în timpul vieții. E importantă ziua de naștere, ar trebui să fie importantă ziua botezului, ziua în care ne-am căsătorit și așa mai departe. Alături de aceste zile importante din viața noastră, noi ca și creștini ortodoxi avem și alte zile importante, anume sărbătorile creștine. De aceea, astăzi mi-am propus să abordăm această temă și vom discuta ce poate compromite o sărbătoare creștină, având ca invitat pe Părintele Paroh Nicolae Dorneanu de la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfânta Mahramă din cartierul Cantemir din Iași. Să rămână și bine ați venit! Bine v-am găsit, Hristos a înălțat. Tocmai am depășit o sărbătoare importantă din calendarul Bisericii Ortodoxe și din istoria Mântuirii. Dacă ne uităm în calendarul nostru, vedem că sunt sărbători care sunt scrise cu roșu, cu albastru, cu negru. Mă gândesc pentru început să explicăm puțin care e diferența între ele. De ce unele sunt scrise cu folosindu-se culori diferite? Calendarul este o reprezentare a evenimentelor care, și mă refer la calendarul creștin ortodox, desigur, nu la cel astronomic, o prezentare a evenimentelor care alcătuiesc într-un fel sau altul lucrarea de mântuire pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o în timpul petrecerii sale pământești printre noi. Apoi, același calendar însumează alături de aceste sărbători pe care noi le numim praznice împărătești, alte momente de popas sau de pomenire închinate sfinților sau anumitor evenimente din viața bisericii. În calendar, în cea mai mare parte, vom întâlni pomeniți sfinții ai bisericii, nu toți, pentru că sunt atât de mulți dintre cei cunoscuți încât nu ar încăpea într-o succesiune obișnuită, ci ar fi nevoie de un adevărat repertoriu, volume. Dar întâlnim sfinți care sunt pomeniți la data trecerilor din viața aceasta la viața cea veșnică. Ei sunt pomeniți, ca să ne gândim la Sfânta Cuvioasă Parascheva pe 14 octombrie sau la Sfântul Ierarh Nicolae pe 6 decembrie și tot așa. Apoi sunt unele excepții în care sfinții sunt pomeniți și la venirea lor în această lume, cum este nașterea Maicii Domnului pe 8 septembrie sau nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Aceste excepții întărind regula că în calendar sunt trecute momentele de plecare către viața cea veșnică și nu de intrare în lumea trecătoare. Alături așadar de praznicile împărătești închinate Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau Sfintei Treimi sau cum va urma în curând de duminică într-o săptămână cinzecimea sau pogorârea Dumnezeului Duhul Sfânt, sunt și unele sărbători care amintesc despre anumite evenimente din viața bisericii și aș da un exemplu cunoscut nouă. Pe data de 13 octombrie sărbătorim aducerea Sfintelor Moaște ale Sfântului Apostol Andrei la Iași, de la Patra la Iași. Este așadar un moment de aducere aminte prin care, de fapt, noi cinstim pe același Sfânt care este cinstit și pe data de 30
noiembrie, adică pe Sfântul Apostol Andrei. Cu alte cuvinte, calendarul creștin ortodox reprezintă o lume duhovnicească care nu se întemeiază pe probabilități, ci pe date concrete, pe evenimente concrete, și are ca rol sprijinul celui care este credincios de a-L cinsti în mod ordonat pe Dumnezeu, de a-și aduce aminte de lucrare pe care Dumnezeu o face în lume direct, așa cum s-a întâmplat prin activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, sau indirect, așa cum se întâmplă prin Sfinții Săi. De aceea, cinstirea calendarului nu reprezintă un act fără valoare, și când spun cinstirea calendarului, înseamnă că noi ne orientăm în viața noastră zilnică sau publică după acest ritm pe care calendarul creștin-ortodox îl însumează. Dacă vreți să exemplific, vom vedea că în perioada de iarnă, atenția noastră se va concentra asupra momentului nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și vom cinsti sărbătoarea nașterii. În primăvară ne vom axa foarte mult pe cinstirea învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apoi la 40 de zile, așa cum am spus, pe înălțarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos înviat cu trupul la cer, iar la 50 de zile de la înviere, marea sărbătoare a pogorârii Duhului Sfânt și moment în care biserica întemeiată, nevăzut de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe cruce, devine vizibilă la Ierusalim, căci în acea zi a cincizecimii peste 3.000 de oameni au crezut și s-au botezat. Sărbătorile nu reprezintă pentru noi niște evenimente opționale, ci evenimente pe care, dacă le cinstim așa cum se cuvine, fac parte din constituția noastră spirituală. De aceea, creștinul trebuie să se hotărască, dacă trăiește în lumea aceasta ca într-o sărbătorire, sau dacă trăiește în lumea aceasta ca într-o trecere simplă. Dacă trăiește ca într-o sărbătorire, va cinsti sărbătorile și va sărbători, după caz, pe cele mai importante, și acestea sunt cele cu ținere. Vă refereați la început la culorile care sunt trecute în calendar. Orice însemnare cu culoare roșie reprezintă că acea sărbătoare invită, ca să nu spun că determină pe cât se poate creștinul ca să o ia în considerare prin participarea la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, căci atunci în mod firesc și obligatoriu în toate bisericile ortodoxe preoții trebuie să slujească Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. În ceea ce privește sărbătorile însemnate cu culoare albastră, ele nu sunt sărbători care să oblige neapărat la ținerea zilei sau a sărbătorii. Ele punctează faptul că acei sfinți sunt fie de origine română, adică sunt sfinți români, fie au moaște în țara noastră, fie într-un fel sau altul activitatea lor a avut o legătură foarte importantă pentru biserica noastră românească. Deci,
În zilele în care sărbătoarea e trecută cu Cruce Roșie, nu se lucrează sau nu se face treabă. Revenim. Da, revenim. Bun. Revenim. Imediat răspund și închei cu celelalte sărbători din cuprinsul calendarului, care sunt scrise obișnuit. Acelea atrag atenția că în respectiva zi se cinstește un anume sfânt, fără ca să fie vreo obligație specială din partea creștinului. Acum, la ce vă refereați? Cum ținem sărbătorile creștine? Noi creștini nu avem în rânduiala noastră de cinstirea sărbătorilor oarecum rânduiala șabatului sau a cinstirii sâmbete la evrei. Nici măcar duminica nu o cinstim atât de drastic. Sărbătoarea sabatului implică o cinstire excepțională a zilei sâmbete, a zilei de odihnă a Domnului în Vechiul Testament, prin care cinstire oamenii evitau pe cât era posibil orice lucrare, orice activitate, chiar să și aprindă focul sau în fine, să facă desigur mâncare sau altceva. Noi nu cinstim sărbătorile noastre și cele mai importante, vedeți că sunt la final, la început de săptămână, în ziua Domnului, în ziua Învierii, duminica, pentru că de aceea este trecută ziua duminicii cu culoare roșie, ca să arate că duminica este o sărbătoare cu ținere, în care credincioșii trebuie să participe la Sfânta Liturghie. Așadar, cel mai important lucru pentru creștini nu este acela de a lucra sau de a nu lucra, de a face mâncare sau de a nu face mâncare, ci acela de a-L cinsti pe Dumnezeu mergând la rugăciunea comună, la Sfânta Dumnezească a Liturghiei. În zadar, cineva ar sta în casă și nu ar aprinde nici măcar aragazul, să zicem, focul. Nu și-ar face nici un ceai și ar sta imobil, ar merge doar de la masa unde are o mâncare gătită deja la toaletă și la pat. Dacă el nu va fi împreună rugător cu ceilalți frați în credință, duminica sau în sărbătoarea cu ținere la Sfânta Dumnezească Liturghie. Aceasta este sarcina, dacă doriți, obligația creștinului de a participa la Sfânta Dumnezească Liturghie. Și aceasta reprezintă, în esență, ținerea sărbătorii. Desigur, noi adăugăm acestei rugăciuni și o diminuare a activităților noastre, ajungând, desigur, să ne raportăm doar la ceea ce este necesar sau la ceea ce nu se poate înlocui. De pildă, noi nu suntem obligați în ziua Domnului, în ziua Învierii, duminica, să nu călătorim, să facem doar câțiva pași. Suntem liberi să călătorim, suntem liberi să petrecem. Este o zi de bucurie, ziua Învierii. Dar totul trebuie subordonat participării la Sfânta Liturghie. Și cred că vom reveni, când doriți să discutăm despre ce poate compromite o sărbătoare creștină asupra acestui subiect. Așadar, astfel se ține o sărbătoare, fie că este Cruce Roșie, fie că noi avem evlavie la un sfânt care nu este trecut în calendar cu Cruce Roșie, cum este Sfântul Ierarh Nectare de Ghina sau Sfântul Spiridon sau Sfântul Ioan Rusu sau Sfântul Efrem cel Nou, ca să dau doar unele exemple, sau
unii sfinți români, cum sunt sfinții martiri brâncoveni, sau sunt binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare sunt. Ei nu sunt trecuți în calendar cu cruce roșie, ci au cinstire obișnuită. Dar dacă cineva dorește să aducă cinstire în mod special acestor sfinți, pentru că l-au ajutat, pentru că sfinții sau sfântul i-a fost alături, l-a vindecat, l-a întărit în credință, în ziua aceea se poate comporta ca și cum ar avea zi de ținere cu cruce roșie a sărbătorii sau cu roșu și ar merge la Sfânta Liturghie, dacă nu se face în parohie, la una din mănăstiri, la catedrală, și ar diminua activitatea doar la ceea ce este esențial și ar închina ziua aceea cinstire Sfântul. Așa, acum am putea să revenim la titlul emisiunii după această introducere referitoare la sărbătoare în general. Ce credeți că ar putea compromite o sărbătoare creștină? Ce comportamente, ce atitudini, ce obiceiuri pe care poate unii dintre noi le au și nu-și dau seama că, de fapt, sărbătoarea nu se cinstește în acel mod. Acum sunt două paliere de discuții. A compromite o sărbătoare creștină din punct de vedere a conținutului, asta înseamnă a lupta împotriva sărbătorilor în general, a le desconsidera, a gândi că ele nu au nicio valoare. Sau a compromite o sărbătoare creștină prin atitudine, deși tu ai în atenție că face parte din viața ta de creștin, cinstirea ei, ai o atitudine care nu dovedește acest lucru. Așadar, în prima parte, aceea compromiterea unei sărbători. Sărbătorile sunt cinstite doar de bisericile adevărate, dacă doriți să mă exprim așa în general. Acolo unde sărbătoare reprezintă nu doar un eveniment care s-a întâmplat, ca să ne gândim la nașterea Domnului, ci reprezintă un eveniment care pentru noi creștinii însumează un act esențial pentru mântuirea noastră. Atât în Biserica Ortodoxă, cât și în Biserica Romano-Catolică și în unele biserici orientale, după caz, sărbătorile sunt ținute cu acrivie și reprezintă o formă de manifestare a dreptei credințe și a credinței. În timp ce în lumea protestantă și în cea neoprotestantă, ca să numim astfel pe credincioșii care nu fac parte din bisericile apostolice, dar se numesc totuși creștini, ei se numesc creștini, ei au anulat orice sărbătoare, considerând că nu este corect să cinstești Sfinții, Maica Domnului și chiar sărbătorile legate și prezentate, legate de lucrarea de mântuire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și certificate sau atestate de Sfânta Dumnezeiască Scriptură. Ei, pentru că s-au despărțit de biserica cea adevărată, au considerat că trebuie să se despartă și de obiceiurile sau sunt de lucrările acestei biserici. Și atunci au contestat cinstirea Sfinților, a Maicii Domnului și inclusiv cinstirea sărbătorilor. Pentru acei creștini, a compromite o sărbătoare înseamnă, de fapt, să mărturisească că ei nu cred în Sfinți, că ei nu au legătură cu sărbătorile și iată, ei sunt altceva. Într-adevăr, acei creștini sunt altceva. Ei cred că sunt ei sfinți, dar nu cred în sfinți.
ei cred că pot să se roage pentru alt frate de-a lor în credință, dar ignoră faptul că sfinții cei vii, pentru că sufletul sfinților este vii în raiul lui Dumnezeu, ar putea să se roage pentru noi. Ei cred că pot să intervină în viața apropiului său cât sunt ei în adunarea lor de rugăciune, dar nu cred că sfinții cu puterea și harul lui Dumnezeu pot să intervină în viața noastră aici. Și de aceea nu țin sărbătorile, ba chiar le hulesc, așa cum hulesc și sfinții și adevărata credință. Acesta este un mod de a compromite sau de a anula sărbătorile creștine și reprezintă, de fapt, o reacție, una de ură, de dispreț, față de, atât față de Sfânta și Dumnezeiască Scriptură, cât și față de Sfânta Tradiție. În ceea ce privește creștinii, ei pot compromite propriile sărbători prin ignorare, prin lipsa de implicare în a le organiza. Mă refer de pildă ce înseamnă să organizezi o sărbătoare creștină. Înseamnă ca Sfântul care te protejează, să zicem în cazul meu Sfântul Ierarh Nicolae, să aibă în casa ta un loc anume, să aibă icoana așezată pe perete, să aibă candela aprinsă, dar de ziua Sfântului tu în mod firesc să fii la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Și dacă aceasta este o sărbătoare cu ținere, dacă de pildă te numești Olimpiada, atunci când e ziua Sfintei Olimpiada în calendar, te duci la catedrală sau la altă biserică sau cel puțin intri în biserică și te rogi pentru că este ziua Sfintei. Așadar, să-ți organizezi cinstirea sărbătorii a Sfântului reprezintă un act de credință. A nu te organiza, a nu face nimic, înseamnă a compromite. A merge duminica la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie este un act de mărturisire a credinței că duminica este ziua învierii. A ignora înseamnă a compromite. Bine, sunt unii care în zi de sărbătoare merg la grătar, fac anumite lucruri care țin de o anumită petrecere a timpului liber împreună cu prietenii, dar o să discutăm și despre aceste aspecte după o scurtă pauză, astfel încât discuția noastră să poată avea timpul necesar să abordăm pe deplin subiectul. Dragii telespectatori, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și ne urmăriți. Vă reamintesc, tema de astăzi este ce poate compromite o sărbătoare creștină, având ca invitat pe Părintele Paroh Nicolae Dorneanu de la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni și Sfânta Mahramă din cartierul Ieșean Cantemir. Spuneați, Sfinția voastră, că sunt unii creștini care nu fac nimic în zi de biserică, în sensul că nu merg la biserică, nu cinstesc poate Sfinții Ocrotitori. În schimb, completez eu, poate unii dintre ei în zi de sărbătoare fac anumite lucruri, dar care n-au o semnificație duhovnicească. În zi de duminică se gândesc că au muncit în timpul săptămânii, acum poate merită și ei să se relaxeze, merg la grătare, organizează anumite petreceri cu prietenii. E bine sau nu e bine? Procedează corect sau nu procedează corect? Aș aduce înaintea ochilor minții celor care sunt de vârsta noastră și a celor mai în etate faptul că regimul comunist a încercat în diferite feluri să lupte împotriva bisericii, luptând și împotriva sărbătorilor. Și haideți să ne aducem aminte cum erau elevii la școală adunați la muncă patriotică exact în zile de duminică. Cum se făcea o depășire de plan sau muncitorii erau luați pentru anumite activități
exact în zi de duminică, cum se organizau sâmbătă, noaptea spre duminică, discoteci, petreceri, tocmai pentru ca tinerii să ajungă dimineața acasă obosiți. Toate aceste lucruri și altele pe care eu nu le pomenesc acum au creat o oarecare, hai să zicem, distanțare față de sărbătoarea centrală care este ziua Învierii, duminica. Și din acest motiv oamenii, pentru că la un moment dat erau urmăriți chiar să vadă dacă nu cumva merg duminica sau un sărbător la biserică. Apoi, fiind duminica zi liberă, aveau anumite activități, mergeau la părinți sau, în fine, își vizitau rudele. A mutat centrul zilei de duminică de la cinstirea lui Dumnezeu și o zi de odihnă închinată, în primul rând, cinstirea lui Dumnezeu, la cinstirea propriului eu, adică fac ce vreau eu. Dar acest fac ce vreau eu nu mai are nimic legat de ceea ce trebuie să fac eu în ziua de duminică, adică să-L cinstesc pe Dumnezeu. Creștinul ortodox trebuie să mărturisească credința. Trebuie să-L cinstească pe Dumnezeu dacă este autentic, dacă este doar de fațadă sau doar cu numele, atunci nu va face acest lucru. Nu am nimic împotriva faptului și am spus de la început că nu promovăm ținerea zilei de sărbătoare sau ținerea zilei de duminică așa cum țin evreii șabatul, pentru o anulare aproape totală a oricărei activități. Oamenii sunt liberi să facă în ziua Sfintei Învieri tot ceea ce este frumos și bun, să se întâlnească cu prietenii, cu familia, să pună, să întindă mese și să se bucure unii de ceilalți. Dar dacă acest lucru îi împiedică sau acest lucru nu îi ajută să ajungă la Sfânta Liturghie, înseamnă că toată petrecerea lor nu are niciun folos. Doar mâncare, băutură și somn sau poate plimbare prin mall-uri sau prin piețe nu vor avea niciun folos. Dacă însă în acea zi de duminică ei se vor concentra timp de 2 ore asupra sufletului, nu numai ziua în sine este valorizată, ci și întreaga săptămână va fi cu putere pentru ei în tot ceea ce fac. Pentru aceasta vă și spun că nu contează atât de mult ce faci în ziua de duminică, dacă mai întâi de toate ai fost la rugăciune. Și n-are nicio valoare oricâte lucruri frumoase, oricâte concerte, activități de voluntariat, activități umanitare face în ziua de duminică, nu au nicio valoare pentru mântuirea sufletului dacă nu te vei duce dimineața la Sfânta Liturghie ca să mulțumești lui Dumnezeu pentru săptămâna care a trecut, pentru că ești în viață, pentru că ești bine, să-i ceri lui Dumnezeu să-ți ajute în ceea ce îți propui și, nu în ultimul rând, să-L lauzi pe Dumnezeul cel adevărat și să-L mărturisești lumii că El este Mântuitorul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aș aduce, aș pune în antiteză două moduri de a cinsti o sărbătoare. O mare sărbătoare pentru un domnitor este să obțină victorii, să obțină o victorie. În lumea păgână, când obțineau victorii, după război, soldații erau recompensați cu băutură, bani,
femei și așa mai departe. În viața Sfântului Ștefan cel Mare vedem că el, după ce obținea o victorie, ținea post cu soldații, ridica biserici. Era un mod total de, și aducea mulțumire lui Dumnezeu pentru victoria pe care o avuseseră, pe care o considerau drept un dar de la Dumnezeu. Bun, nu vreau prin acest lucru să arăt că noi ar trebui în fiecare zi de sărbătoare să ținem post, căci nu recomandăm acest lucru. Dar cum comentați această deosebire între un mod de a cinsti în lumea păgână și un mod în care era cinstit în vremea lui Ștefan cel Mare? Sărbătorile păgâne nu au existat, erau închinate unor zeități sau unor momente importante din istoria respectivului imperiu. Sărbătorile creștine arată că noi trebuie să facem din viața noastră o sărbătoare sau o sărbătorire a viețuirii noastre creștine. Faptul că binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, așa cum ați ilustrat, avea astfel de rânduieli și chiar și când a fost înfrânt la război, el tot a zidit după aceea o biserică, pentru că a zis pentru păcatele mele, nu ne-au înfrânt păgâni. Arată că atunci ești un bun creștin când prelungești starea ta de mulțumire, de recunoștință prin anumite fapte. A posti, a te ruga, a ridica biserici, a mulțumi lui Dumnezeu în acest fel arată conștiința ta că ești un creștin angajat în lumea aceasta și nu un creștin oarecare. De aceea și cer credincioșilor creștini să se angajeze ca mărturisitori ai credinței în lumea în care trăim, profitând că această mărturisire a credinței este una la îndemână, liberă, fără niciun fel de obstrucționare. Dacă ar fi creștini care ar trăi în unele țări musulmane, li s-ar interzice să-și facă cruce, de pildă, sau să vorbească despre Hristos, Mântuitorul. Dar aici la noi nu este cazul. Și nu numai în țări musulmane, ci și în țări budiste, și în alte țări. Ori noi avem libertatea dobândită și asigurată de a ne manifesta credința la judecată, când vom fi întrebați dacă am mărturisit-o, ce vom răspunde? Vom spune că da, Doamne, am ținut sărbătorile, m-am închinat ție și prin acea simplă participare la Sfânta Liturghie de Duminică, unde ar trebui să fie 90% dintre credincioși, nu doar 10% sau mai puțin cum se întâmplă acum, am arătat lumii ce înseamnă să te iubesc și ce înseamnă să mărturisesc că tu ești Hristos cel înviat și că eu însumi aștept învierea cea din morți. Aceasta este sărbătoare. Să mărturisești credința, să mărturisești în cine crezi sau să mărturisești pe cel care te ajută să crezi, cum sunt sfinții. Mai sunt uneori situații rare, e drept, când unii creștini care vin la biserică, poate atunci când ies de pe poarta, de pe ușa bisericii, nu întotdeauna poate au un comportament recomandabil sau poate au și anumite ieșiri la un moment de nervozitate, le scapă anumite lucruri. Iar alții care văd astfel de comportamente zic, uite, dacă el merge la biserică și se poartă așa, mai bine nu mă duc. Ajută un astfel de argument, e util? Le e cu folos? Da. Cred pentru că pe unii chiar am auzit zicând, păi decât să mă duc, uite ce face cel care, deși îi văd numai pe cei care, puțin e drept, poate au avut anumite scăpări și doar pe aceia îi
îi iau în seamă. Noi le dorim celor care cântăresc pe fratele lor creștin care judecă să se cântărească întâi pe sine însuși. Atât de mult, atât de bine. Și dacă se va găsi ca un om duhovnicesc, rugător, el nu merge la biserică, dar duminica dimineața prinde candela, tămâiază toată casa, stă 2 ore și face un acatist, citește la psaltire, este până la prânz nemâncat, el nu merge la biserică, dar face toate aceste lucruri, atunci să înceapă să judece pe cei care vin la biserică, indiferent de comportamentul acesta. Dar dacă el nu va face nimic din acestea duhovnicești, nu cred că își poate permite să cântărească el un comportament creștin atâta timp cât el nu face nimic creștinește. El așteaptă de la alții să facă toată înrânduiala și să aibă comportament creștin, dar când în ceea ce îl privește, singura lui grijă este să-i judece pe alții și să arăte că, iată, și aia care zic că sunt creștini, sunt la fel de răi sau poate zice mai răi decât dânsul. Și de aceea nici nu se merită să fii creștin practicant, să mergi la biserică, să te rogi, că atâta vede. Dar dacă ar vedea totuși ce înseamnă o osteneală de 1 jumătate, de 2 ore, să stai în picioare sau așezat, să asculți Sfânta Liturghie, să te ostenești împreună cu alți creștini în același loc, să te rogi împreună, să spui crezul, Tatăl nostru, să te împărtășești din același sfânt potier cu trupul sângele Domnului, ți-ai dat seama că atunci când ai o viață creștină autentică, ai și ispite din partea vrăjmașului diavol și acestea, uneori, pot să-l determine pe creștin să aibă o manifestare sau o scăpare păcătoasă. Dar nu înseamnă că compromite întreaga sa viață creștină sau că Dumnezeu nu-i va socoti osteneala de rugăciune și de mărturisirea credinței pe care o face participând la Sfintele Slujbe. Așadar, cei care au astfel de ziceri, ar fi bine să se cerceteze pe ei înșiși și să vadă de când n-au mai fost la o rugăciune, de când nu s-au mai spovedit, de când nu s-au mai împărtășit, de când n-au mai făcut milostenie în numele Lui Hristos, de când am mai făcut o pomenire pentru părinții, moșii și strămoșilor și după aceea să-i judeci pe aceștia care îi numesc ei bisericoși, dar iată, totuși fumează sau au alte păcate. Dar este cineva care are o anumită boală și trebuie să mănânce zi de sărbătoare. Poate participa la Sfânta Liturghie? Sigur că poate participa. Noi, cu excepția celor care doresc să primească Sfânta și Dumnezeiască împărtășanie, nu cerem creștinilor să vină neapărat nemâncați la biserică, dar să vină cu sufletul curat și liniștit. Nu trupul nemâncat, nu nervozitatea faptului că ei poate ar dori să mănânce și nu mănâncă are valoare, ci sufletul lor curat. Cum am putea dobândi răbdarea de a participa la slujbe? Pentru că unii zic că slujbele sunt lungi, deși noi în zilele de sărbătoare facem mai multe slujbe. Și unii se gândesc că e slujba lungă și atunci nu am răbdare, mai bine nu mă duc. De unde ar putea începe? Sau cu ce ar putea începe? Ar putea începe de acolo de unde simt ei că au răbdare. Dacă au răbdare 5 minute, să vină, deși răbdare de 5 minute nu există. Dacă au o răbdare mai scurtă, să vină cel puțin la Sfânta Liturghie din momentul citirii Sfintei Evanghelii. Și dacă își vor face această rânduială ca să stea de la citirea Sfintei Evanghelii când începe liturghia euharistică până la sfârșit, încet, încet răbdarea lor se va dilata și vor veni de la începutul Sfintei Liturghii. Și tot așa, dacă însă cineva vine la începutul utreniei și vine odată pe an și are pretenția să aibă răbdare pentru 2 ore jumate, 3 ore de slujbă,
este puțin probabil și atunci el va dezerta imediat din intenția pe care o are, va prinde o lumânare și va pleca. Așadar, răbdarea se face prin rugăciune. Dacă în timpul slujbei mai fuge mintea, se mai duce și în altă direcție, și în altă parte, e această situație un mod de a compromite participarea la slujbă a celui care, a cărui gând pleacă în altă parte? Când călătorim undeva, ne gândim unde trebuie să ajungem, dacă suntem în avion, în tren, în mașină, ne gândim unde trebuie să ajungem, dar nu pe întreaga perioadă a călătoriei, gândul nostru rămâne centrat doar pe această temă. Ne vom mai gândi ce fac cei de acasă, ce alte obligații avem. Să nu înseamnă că nu ajungem la destinație. La un moment dat, iar ne venim și spunem unde am ajuns aici, mai avem atâția kilometri, atâta timp până la destinație. Așa este și în viața de rugăciune. Nu suntem feriți de a avea gânduri care să nu țină, să nu țină de rugăciune. Suntem asaltați de astfel de gânduri. Mai ales că este și aceasta o ispită de a spune că decât să mă gândesc la grătar în biserică, mai bine nu mă mai duc la biserică și mă duc direct la grătar. Dar chiar dacă gândurile noastre fug, la finalul slujbei, destinația, rugăciunea noastră este primită și datorită faptului că ne vom reveni, ne vom readuna gândurile, dar și datorită faptului că noi înșine ne vom fi prezenți la Sfânta Liturghie până la capăt. Și cine este prezent cu trupul nu poate să anuleze prezența sufletului, căci gândurile nu reprezintă sufletul, ci doar anumite trăiri. Mă gândeam la situația celor care nu sunt obișnuiți să participe la Sfânta Liturghie. Putem da un, deși, na, din punct de vedere creștin, e complicat. Putem da o recomandare, un număr minim de participări la slujbe, astfel încât cel care ne urmărește și nu frecventează biserica să aibă un reper, să zică, domnule, dacă încerc să încep de aici, de la acest număr, astfel încât după aceea să pot, na, să mă pot și eu cumva considera că sunt pe drumul cel bun. Oamenii nu prea acceptă rețete. Dar rânduiala bisericii este ca duminica oamenii credincioși se adune la Sfânta Biserică. Și în sărbătorile, așa cum am vorbit la început, cele cu ține. Cel puțin o dată pe lună, oamenii pot să ajungă la biserică. Fie că este în zi de duminică, fie că este în zi a unei sărbătoriri unui sfânt mai mare sau mai puțin important, dar o dată pe lună ei pot ajunge la biserică, însumând în total 12 zile din 365. Dacă niciodată pe lună nu ajung la biserică, să-și pună foarte acut problema de ce. Ce fel de credință au? Să nu auzim de acea credință, eu am credința mea, că credința nu e proprietatea creștinului și nici nu are trăsături după cum arată, e mai înalt omul, e mai frumos, e mai scund, e ghebos sau e drept. Această credință mea este de la dracu venit, ideea asta pe românește, și să-și o anuleze toți cei care își imaginează că au credința lor. N-au credința lor, au credința bisericii sau nu au deloc. Și atunci, o dată pe lună, orice creștin ar trebui să ajungă la biserică, dacă este cinstit. Dacă nu, poate să inventeze orice, că n-are timp, că e sâmbătă și duminică e ocupat, că toate sărbătorile la serviciu, problema lui. Dacă niciodată pe lună, două ore nu le închin lui Dumnezeu, nu cred că acasă stai și faci jumătate de oră în fiecare seară acatistii, paraclisii, citiri la psaltiri sau alte rugăciuni. Așadar, cel puțin o dată, pe noi, 12 ori pe an, să-mi spună fiecare să ne privim conștiință, chiar 12 zile din 365. Nu putem să ajungem în casa Domnului. Și în 12 zile, rezultând 2 ore pe zi, ar însemna 24 de ore, adică din 365 zile, o zi din viața noastră, dintr-un an, nu putem închina lui Dumnezeu. Dacă cineva poate să demonstreze că nu poate să facă lucrul acesta,
Da, atât. Nu când să vină, cum să vină o dată pe lună, dar să stea la Sfânta Liturghie. Aceasta este, de fapt, o încercare. Să vedem pe unde ne aflăm. Da, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Aveți un ultim gând care ați vrea să-l transmitiți celor care ne-au urmărit? Să ne întâlnim duminică cu toții, cu toții duminică la biserică, cu toții, înțelegând fiecare la parohia lui, la locul în care, sau biserica pe care el o frecventează, la mănăstirile în care el crede că se simte foarte bine, să fim cu toții duminică la biserică. Asta e, să ne trezim. Biserica ortodoxă nu impune, nu închide ușile de la un moment dat, nu le deschide la alt moment, ci le are deschise, inima noastră să fie deschisă, să ne vedem duminică la biserică, asta e gândul. Toți, tot Iașu, și nu numai. 300 de milioane, cel puțin. Haideți. Da, vă mulțumesc că ați venit azi la noi la emisiune. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectori, că ne-ați urmărit. Hristos a înălțat și vă dau întâlnire săptămâna următoare.